Am oprit site-ul. Mi-au sărit toți în cap. Dar pe bune, e prea vechi. E învechit, parcă nici nu mai merge așa cum am vrut eu să meargă și nu mai-mi place. Sincer spun, site-ul meu l-am oprit. EOK.ro de astăzi nu mai funcționează. N-am programatori, n-am plan de afaceri, întreb plan de afaceri, n-am designer, așa le zice, nu? N-am nimica. Dar uite, ăsta e pariul pe care l-am făcut cu voi chiar ieri. Haideți să construim împreună cel mai tare site cu muzică din România. Când am pornit la drum acum un an și jumătate, EOK.ro era doar un experiment, era așa, ca un hobby de-al meu. Știam că vreau să aduc artiști să se promoveze, știam că vreau să-i aduc acolo unde sunt fanii lor, poate, sau oamenii care vor să asculte muzică. Și dacă ei sunt pe internet, hai să-i aducem pe internet. Între timp a devenit cea mai mare comunitate online de artiști din România. Asta nu e un lucru rău, dar nu știu, parcă e învechit site-ul acum, nu știu, arată 2005-2006, așa. Da, mi-au sărit toți în cap, am sute, mii de mail-uri de aseară până acum, dar nu știu. Vreau să fac să arate bine, vreau să fac chiar să vină în întâmpinarea artiștilor și a oamenilor care intră pe site. Și știu că pot. Și aici vă cer vouă ajutorul. Haide să construim împreună cel mai tare site cu muzică din România. Hai să construim un vis împreună. Hai să... Nu știu, spuneți-mi voi în ce direcție să o iau. Acum, ce sens are ca să mă duc să-i convin pe cei de la casa de discuri, să semnăm contracte, să-i cunosc pe toți artiștii și să-i adun la un loc, dacă cei care ascultă muzică, adică voi, dacă voi vreți altceva, ce vreți voi de fapt de la un site de muzică? Ce ați vrea voi să existe pe cel mai bun site cu muzică din România? Acum este momentul să construim ceva împreună. Știu, e un vis, știu, sunt poate idealist, dar... Vă cer vouă ajutorul pentru a construi împreună cel mai bun site cu muzică din România. Așa cum știți, mă numesc Florin Grozea și vă aștept pe adresa florinet.eok.ro toate ideile, toate, nu știu, dacă aveți sfaturi pentru mine, dacă vă pricepeți mai mult la internet, pentru că eu nu mă pricep la internet foarte mult. Vă aștept ideile voastre și propunerile voastre pe adresa de e-mail ca să construim împreună cel mai tare site, cel mai bun site cu muzică din România. Voi știți ce vreți. Haideți să facem împreună.